O casă a fost cuprinsă de flăcări seara trecută pe calea Hinovei în comuna Șimian. Incendiul a pornit de la vegetația uscată și s-a extins cu repeziciune, dându-le bătăi de cap pompierilor sosiți la fața locului. Incendiul a izbucnit de la vegetația uscată și s-a extins la locuință. Flăcările au cuprins o casă părăsită, însă pagubele materiale sunt destul de însemnate. Pompierii s-au luptat minute bune să stingă flăcările, întrucât fumul dens a cuprins întreaga zonă. S-a intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă pentru lichidarea incendiului. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a intervenit în localitatea Șimian la un incendiu produs la o casă de locuit. Am intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o ambulanță Smurd, un ofițer și 8 subofițeri. Au ars 25 de metri pătrați de acoperiș, a fost afectată o cameră de locuit din casa părăsită și 300 de metri pătrați de vegetație uscată. Pompierii recomandă ca la arderea vegetației uscate să fie luate toate măsurile legale de protecție pentru ca focul să nu se extindă la locuințele din împrejurimi.